Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de opening. Un opening destul de mic, ca să zic așa. Bine, are și din sezonul trecut, are și PES-ul luat. După cum observați, are 51 de B-box-uri. Dar chestia cea mai iurea este că are 002 șansă la legendară și lipsesc destul de multe legendare. Pe Lu o să-l luăm, nu e nicio problemă, care PES-ul luat. Îi va lipsi Amber, Sandy, Leon și Crow ca legendare. Barrel mitică, Jin mitică, Tara Mortis mitică, Pemu mitică. Dar Sergio are șansă de epică. În fine, înainte de a începe, nu uitați de butonul de like și de abonare dacă doriți să susțineți seria de opening și dacă doriți să vedeți și bineînțeles și aveți, dați un follow pe Trovo, pe primul link de descriere, acolo facem, suntem chiar și acum live în momentul acesta și văd în premieră, băieți, episodul. Acolo ne jucăm gen și împreună, ne jucăm când avem timp și alte jocuri și așa mai departe. Codul meu de pe shop știți deja chestia asta și haideți să îi dăm drumul, luăm Bellhop Mike, prima dată. Ne băgăm și luăm și pe Lu, că e păcat să deschidem vreun chest și... Bine, care ar fi fost șansele să pice cu 002 Lu? Îmi cer scuze pentru mai devreme, mi-au spus băieții ce bine să fiu live, mi-au spus că Pemu e mitică, scuze, este epică. Pem epică, Surge epică, mitică Mortis, Tara, Jin și Byron și restul legendare, da, 002 șansă foarte mică. Hai să-i dăm drumul din sezonul trecut, să deschidem aici B-box-ul, bam, B-box din nou. Megabox, trebuie să fie 6 aici, nici m-am uitat la ce brawler are, nu mă mai uit, gen brawler maxați, nemaxați, gadgetul, star power, ce lipsește, cu siguranță o să-i lipsească. Așa. Box nimic. 6 iteme. Aș vrea să fac și un challenge în care la fiecare item, adică fiecare item, fiecare brawler pe care le ia, dacă cumva vor fi brawler mulți, dacă, nu știu, să vă pice și Surge, să pice și Pam. Pe Lu deja l-am luat, dar nu a picat, ca să spunem așa. Să mai punem un webcam în plus pe ecran. Ohoho! LOL, ce mă? Bă, stai puțin, what? Din câte îi lipsesc, i-a picat fix Byron, gen brawlerul nou? Bă, deci nici nu m-am așteptat la chestia asta, în loc să-i pice Pam sau să-și care șanse de epic, i-a picat fix Byron? What? Ok, și ce șansă are 001 la legendară acum? 001, deci nu vine să cred așa ceva, deci nu vine să cred așa ceva, ce noroc pot să am pe cont. Deci nu pot să cred, deci practic va trebui să pun un webcam pe ecran. Hai să-l punem și să revenim. Deci după cum am zis, asta este webul normal, mai este un mădălin aici jos, uitați-mă, aici sunt. De fapt aici, sau uite, uitați, aici jos, aici sunt. În fine, am luat un brawler nou, practic un web nou. Hai să ne dacă mai putem să mai luăm un brawler sau ceva. Culmea e că nu vreau să, o să mai pun după aia prin colț stânga, prin colț stânga jos, vedem noi pe unde putem să-i poziționăm. Chiar m-am gândit la challenge-ul acesta și ar fi fost o idee bună să fi avut și mai multe opening-uri, ca să zic așa. Deci nu vine să cred cum l-am luat pe Byron aici. Mă repet, din nou. Luăm megabox-ul, 5 iteme. Nu știu la care să mă uit. Un meci mai greu, adevărat. Că e destul de greu. Poate reușim să luăm și, ia să vedem, 6 iteme. Asta zic. Deci mai trebuie să mai pun un web. O avem și pe PM epică. Vom avea, bine, înțeles că green skin-ul se strică din cauza, în fine, înțelegeți voi ce vreau să zic. Nu se văd itemele. Ah, ok, deci nu se văd itemele. Trebuie cumva să mă poziționez mai așa. Gata, acum se vor vedea. Totodată am luat-o pe PM, trebuie să facem 3 mădălini pe ecran. Gata, au apărut 3 mădălini, am lăsat așa ca să se vadă și itemele aici prin colț. Hai să-i dăm în continuare, deci avem Lu, pe care nu l-am luat, gen, nu l-am luat din chest, l-am luat din PES. L-avem pe Byron, Pam, va trebui Surge, care are șansă de epică. 5 iteme aici. Doar mă bucură faptul că am putut să-i luăm pe Byron brawler nou. Că la câte mitice îi lipsesc și Mortis și ce îi lipsea? Îi lipsea Mortis, Tara, Jin. Și nu i-am luat din 4 mitice fix asta, nouă. Ceea ce e un lucru fenomen, gen, cum să-l spune. Da, Surge epică. Nu știu unde să mă uit, chiar și eu nu știu unde să mă uit. Amețesc. 3 iteme, opa, a, e decât gadget, ok. Nu vreau să-i dau upgrade la nimic, cred, ca să nu-i stric șansa. Cumva până acum a picat brawler bun. Legendară, ne luăm gândul. Deci la legendară, că pică legendară cu 001, nu știu ce să mai zic. B-box. Băi, nu vine să cred. Stai că nici nu știu cum să mă... Băi, ești nebun la cap, i-a picat în comitică Jin, înaintea Surge-ului care are șansă de epică.
clar v-am zis, ne luăm gândul, ne luăm gândul de la legendară. Bun, trebuie să pun 4 mădălini pe ecran. Deci 4 mădălini pe ecran, băieți. Ce pot face? Revin cu al 4-lea mădălin. Deci, recapitulăm. Hai să punem după Lestrofi, așa. Pam, Jin, Byron, Lu. 3 brawler noi, Lu este din Brawl Pass. Minunat. Șansa pe care o are 001, mai mult ca sigur. 00103. Dacă pică legendară cu 001, oricum trebuie să fac live-ul ăla de 12 ore, dar cred că o să fie ceva de genul, ori facem live de 12 ore de Crăciun sau ceva de genul, pe atunci când luați și voi vacanță și mai sunteți cu oriul online, ori de Revelion. Idee bună de Revelion, dar eu știu. Aș vrea acum vacanța aceasta de iarnă. 500 de puncte, astea de 500 de puncte pe ce să le iau? Pe ce să iau astea 500 de puncte? Să le iau pe Byron? Hai mă că îi iau pe Byron, oricum e bun și îi dau și upgrade. Așa, bam, 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 bam. Power 7, mai dăm un upgrade pe Pam, dăm și pe Lu. Bă, că l-are și pe Max aici. Power 3, gen, cred că probabil a luat proaspăt. Mamă, ce noroc are pe cont. Uite ce brawler micuț, probabil nu joacă pe cont, mă, sau... Eu știu ce să zic. Ăsta 100 de puncte, le luăm pe... Bă, tot pe Byron. Ai cumva să-l maxăm pe Byron, sincer. 6 iteme. Să nu zici că asta-i Sarge. Ok, m-am speriat. M-am speriat. Fata Madeline. Oare apare și al 5-lea? Nici nu știu unde să-l pun pe al 5-lea. Vedem. Cum o să ocupăm tot ecranul. Pinpack, ia să vedem pinpack ce o să pice. Max, max, double max. Mamă, dar Max ăsta aici cu roșu la față fiind zici care barbă. Ceva de genul zici care barbă aici, nu știu cum... Rico, dar oricum sunt foarte nasoale emote-urile acestea. Adică nu sunt cele mai wow. Pe ce să dăm noi upgrade acum? Am dat așa pe Byron, l-avem pe Gale, Byron, Jean, Max, Bea, Pam... Hai, le las lui, le las lui, nu vreau să mă bag să iau, că poate nu-i place un anumit brawler. O să le las lui. Hai să dăm drumul cu V-Box-uri, că avem de deschis. Legendară ne luăm gândul. Era destul de tare și poate o să fac. Gen când iau legendară să pun două webcam-uri, gen bonus. Sau mai gândesc eu la alte challenge-uri. V-am zis, dați follow pe trubă pentru că acolo vedeți în premieră. Bă, da, totuși și cu 4 webcam-uri se mișcă bine. Lag. S-a fost puțin lag la deschiderea acestui. Un like egal un mădălin în plus, asta zic. Nu uitați de butonul like la episod, un mădălin în plus. N-am menționat. Hai să facem cât mai multe like-uri acolo peste 10.000 de like-uri dacă se poate. Dar nu pică Surge. De nu pică Surge, man. Pică ar trebui să dăm un restart, zic. Hai să dăm la 25 de iteme dacă nu mi-ai pică ceva. Asta zic! Surge-ul nostru de toate zilele. Cum să nu pice epică, frate? Cum să nu pice epică? Deci până acum avem 3 mădălini, 4 brawler noi. 4 brawler noi, 4 mădălini. Deja nici mai trebuie să mai calculez care cum sunt. Bun, revenim cu al 5-lea pe ecran de fapt. Am revenit, am pus așa gen, dacă vă cumva printr-o minune maximă v-a mai pica mitică, vreo mitică, practic dintre Morty, Stara, că legendare ne luăm gândul, cu siguranță, fără doar și poate, o să mai mă pun o dată, dar nu știu pe unde, probabil pe aici o să mă pun, nu știu pe undeva. Deja suntem prea mulți pe ecran, mă miră faptul că nu e lag. Nu mai dăm restart. Restartul nu are sens. Byron ar trebui să-i dai un upgrade. Bă, tot se lăguiește când deschid chest-ul. Deci a picat ghice pe Byron, eu acum observ. Mai dăm un upgrade pe aici. Bun, Bea upgrade, Nani upgrade. Colette, hai să dăm un power 7 pe Colette să fie. Brog nu, că i s-a nerfuit gadgetul. Îi voi da Nita așa, pentru că avea deja power 7. Îi voi da Burley așa. Enza așa, gadgetul pe Jackie merită. Colt-ul are maxat, observ. Daryl-ul nu merită. Frank-ul mai ai de așteptat. Roza așa. Gata, mă, am terminat. Deocamdată. Las punctele, poate vrea punctele să le dea pe Edgar. Gen PowerPoint-urile.
Na, singura șansă vă va rămâne să-l mai luăm vreo mitică, dacă cumva avem un noroc foarte mare. Cinci mădălii. E un challenge făcut și gândit de mine de foarte puțin timp. Ok. Nici nu mi-am dat seama că este item roșu. Cred că se observă, trebuie să stau mai așa ca să observați mai bine itemul. A, dar se văd itemul oricum. Sunteți de mii de like-uri, faci un like de 24 de ore? Opa! Gadget pe Colet. Am vrut să zic Colet pe Gadget. Șase mădălini? Nu cred că o să avem vreo șansă de șase mădălini. Da, așa este. Acum trecem la sezonul... Ia să vedem, șansa mai crescut. 002, nu. Ne luăm gândul, băieți. Următorul megabox dau un restart. Pin pe chiar să vedem. Îmi place. E ok. Îmi place cel pe BA de pe mijloc. Ăla pe Tic, dar stai puțin. Nu, Tic nu are animație parcă. Și nici Ems. Îmi place oricum, indiferent de situație, cel pe BA și pe Ems. Acum le zic că dacă gesticulez foarte mult se vede pe ecran, pe gen peste tot. Bă, și se vede în timp real, uite. Bam! În timp real se mișcă toate webcam-urile. 5 iteme. D-box. What? Bă, ce e opening-ul ăsta, bă? Mamă, deci am spart miticile în două. Știți ce urmează, nu? Un nou webcam în plus. Practic, 1, 2, 3, 4, 5, 5 brawler luați. Dacă mai punem și pe la pe la pe Lu. Dar bine, era cam incorrect pentru că la pe Lu nu a fost. Nu a fost, dar nu-mi vine să cred așa ceva, mă. Deci dacă mai luăm, i-a picat Tara, dacă mai luăm și ultima mitică. Ultima mitică care este Mortis. Deci n-am ce să mai zic, deci pe bune, n-am ce să mai zic. 001, din nou șansa la legendară. Bă, ce face codul Mădălin Pășo, mâncaie și gura lui. Că rupe, în ultimul timp rupe. Gat, a apărut și cel de-al 5-lea Mădălin. De fapt al 6-lea pe ecran, dar al 5-lea că e Brawler. Vedeți bine, avem Pam, Tara, Jin, Byron, Surge, Lu, toți să aibă cu care să pușeze, ești nebun. Nu mai dau niciun restart, am vrut să dau restart, nu mai dau niciun restart. Punctele nu le iau, le las lui. Și care ar fi șansele să luăm și pe Mortis? Da, ce înseamnă să nu-ți lipsească... Vedeți, observați, că nu-ți lipsesc foarte multe gadget-uri și star power, că brawler îi pică altcumva. Nu trebuie să mai gesticulez foarte mult, că dacă mă uit la asta, parcă amețesc. Niopin... New pin. D-box aici. Din nou am spart serverele. Gen... Am spart când vine vorba de mitice. Dar trecut am spart pentru legendare. Nu mai. Deja dacă luăm și pe Mortis, suntem prea tari. Suntem super, super tari. Și dacă ia item roșu, clar e Mortis, pentru că nu cred că mai trebuie gadget sau star power pe vreun caracter. Pe vreun brawler. 5 iteme, da. D-box. D-box din nou. Nimic. 3 iteme. Asta e B-box, ce naiba aveam în cap, am crezut că e Megabox. 5 iteme, da, ne luăm gândul, băieți. Cam asta este și cu mădălinii care sunt pe aici pe ecran. 6 la număr. Brawlbox, B-box. Las punctele. Megabox cred că este ultimul, 5 iteme, da.
încă mă miră faptul cum am luat atâtea mitice, sincer. Glarbox. B-box. Un impostor dintre voi? Adevărat. Mega box, de fapt ăsta cred că este ultimul 5 iteme, nu se mai poate, nu se mai poate. Cred că cerem și prea multe dacă stă. Stai că încă un mega box. Hai, mă, zic că e de aici ultimul. Ultimul dacă se poate. Da, 5 iteme. Din păcate, cam asta este tot ce se poate tot ce se poate lua. Totodată. Tara, Jean, Byron, mitice, Surge, cu Pem epice, Lu din Brawl Pass. E tot ceea ce îți poți dori, de asta vă zic, merită foarte mult să investești în Brawl Pass, pentru că decât să dai, de exemplu, pe Byron 100 de lei, mai bine dai 50 de lei și îți pică și alți brawler pe lângă. V-am zis, e cea mai bună investiție dacă cumva aveți gemuri sau puteți să investiți la 2 luni 50 de lei într-un joc. În fine, cam asta a fost și episodul. Toți acești mădălini, vă mulțumesc practic de susținere și pentru că sunteți alături pe aceste episoade. Nu uitați de butonul de like și de abonare. Și cu toate astea o să mai facem astfel de challenge-uri și data viitoare. Numai important este să luăm la gen, de exemplu, când o să luăm legendar o să fie 2 webcam-uri puse. Când luăm un brawler mitic sau așa mai departe, o să fie decât un webcam. Toate cele bune, ne vom vedea data viitoare. Pa, pa! Subscribe!